Trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare cu Rusia care ar putea dura decenii. Acesta a fost avertismentul dat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Mesajul lui vine într-un moment în care Rusia își crește dramatic cheltuielile militare. Cu toate acestea, două treimi din statele membre NATO, nici măcar minimul de 2% din PIB nu-l acordă. Asta deși și-au asumat această obligație încă de acum 10 ani. Stoltenberg a făcut o predoarie fățișă pentru achizițiile de armament și muniții în toate țările NATO în perioada imediat următoare. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut statelor membre NATO să-și intensifice producția de armament nu doar pentru a ajuta Ucraina, ci pentru a-și asigura propria securitate. Dacă Putin câștigă în Ucraina, nu există nicio garanție că agresiunea rusă nu se va răspândi în alte țări. Cea mai bună apărare acum este să sprijinim Ucraina și să investim în capacitățile militare ale NATO. Descurajarea funcționează doar dacă este credibilă. Jens Stoltenberg a mai atras atenția și în privința resurselor tot mai mari pe care Kremlinul le dedică în armării. Aceasta înseamnă trecerea de la producția lentă în timp de pace la producția rapidă, așa cum este necesar în conflict. Din cauza faptului că Rusia își orientează întreaga economie spre război și noi trebuie să facem mai mult pentru securitatea noastră. De altfel, pentru a face față războiului din Ucraina, Rusia și-a pregătit un buget militar foarte generos pentru anul 2024, numai puțin de 112 miliarde de dolari, adică echivalentul a 6% din produsul intern brut. Buget Bugetul Rusiei este de peste două ori mai mare decât cel al majorității membrilor NATO. De altfel, potrivit celor mai recente estimări, doar 11 dintre cei 31 de membri NATO chiar își îndeplinesc obligațiile asumate în cadrul alianței. Printre ei se numără Polonia, Statele Unite, Grecia, Finlanda, dar și România. Asta chiar dacă în toamna anului trecut guvernul Ciolacu a luat bani de la apărare pentru a acoperi goluri din buget. Restul de 20 de membri, printre care Germania, Franța, Belgia sau Italia, au cheltuit sub 2% din PIB, ba unii membri precum Belgia sau Spania, de-abia cheltuie puțin peste 1% din PIB pe apărare.